Ei, urmează un moment muzical. Vă spuneam că anul trecut, în 2013, Patricia Ciobotaru câștigase marele premiu. Revine pe această scenă să ne demonstreze încă o dată că are o voce incredibil de bună. Patricia Ciobotaru! Bună seara! Înainte de a cânta, aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Vreau să felicit toți concurenții care au evoluat, profesorii acestora și, nu în ultimul rând, jurul care a avut o misiune foarte grea. Mă simt extrem de onorată și fericită să mă aflu aici și eu, ca reprezentant al Asociației Star Vivere din Oradea, care prin intermediul meu va anunța prima ediție a concursului Star Vivere Music Revolution, care se va ține pe scena Teatrului de Stat Regina Maria din Oradea, pe data de 31 octombrie și 1 noiembrie. Așadar, în continuare, voi oferi 4 invitații. Mărturisesc, mi-a fost foarte greu să aleg aceste invitații. Meritau cu toții. Invitație care înseamnă calificarea directă în concurs. Ei sunt Larisa Giurgiu, felicitări, Francesca Nicolescu, felicitări, Izabela Pamparău, și Raul Eregep. Comme un oiseau mort, moi toi de là, je suis malade.
Patricia Ciobotaru. Cam astfel de voci se lansează aici la concursul Liga Campionilor. Felicitări și să mai auzim de tine. Mulțumesc. Și gândiți-vă că era la categoria junior și acum cred că e la junior, nu mai știu câți ani are, vreo 13 ani are. Vă dați seama, la 12 ani a luat marele premiu Liga Campionilor.